Capitala tehnologiei este Las Vegasul. Zilele acestea, producătorii se întrec în lansă și inovații, de la televizoare 8K gigantice, la ecrane pliabile de la roboți la carne de porc care nu este carne de porc. Dar să le luăm pe rând și să povestim întâi despre televizoare. Sudcoreenii de la Samsung au venit cu The Wall, televizorul care are o diagonală de 7,4 metri. LG are un televizor care se rulează, este vorba despre un OLED de 65 de inci iar prețul este amețitor, 60.000 de, de dolari. Trecem mai departe și vedem că trendul de pe piața telefoanelor mobile și vorbesc aici despre telefoanele pliabile a ajuns și pe piața laptopurilor Dell, Intel și Lenovo au venit cu modele de ecrane pliabile. Și mai departe povestim un pic și despre mașini. Mașina Avatar a furat toți ochii la acest. Este vorba despre o mașină produsă de cei de la Mercedes-Benz, o mașină care nu are volan, care îți măsoară pulsul și respirația pentru a crea o relație simbiotică, spun producătorii, între cel care se află în mașină și mașina în sine. Nu știm cum funcționează, vedem dacă ajunge un asemenea m, prototip și pe stradă. Și spre final povestim un pic și despre roboți. Ce spuneți despre robotul pisică, se numește Marshet și la capitolul Mâncare am descoperit o ciudățenie. Este vorba despre. Impossible, porc un înlocuitor de carne de porc realizat din plante. Cei care au gustat acest produs spun că are gust de carne de porc. Și după mâncare ar trebui să ne spălăm pe dinți, evident, cu o periuță smart. Este vorba despre o periuță care are forma unei proteze și te scapă de spălatul pe dinți în doar 10 secunde. Despre toate aceste inovații și multe altele discutăm însă duminică la ora 9. Alături de mine va fi ca de obicei Laurențiu Matache.